Doi oameni și-au pierdut viața într-un accident de circulație cumplit care a avut loc pe raza comunei Cornul Luncii din județul Suceava. Un microbuz din Pașcani care transporta oameni la muncă în străinătate a intrat în coliziune cu o autocisternă. Din relatările martorilor, microbuzul a avut o explozie la o roată, iar mașina a fost proiectată pe contrasens în autocisterna care transporta lapte. Două persoane au decedat, o pasageră din microbuz și șoferul autocisternei. Alte 7 persoane au fost rănite. A fost activat planul roșu de intervenție. Mai multe persoane din zona Pașcaniului au plecat în această dimineață la muncă în Italia. Îmbarcați într-un microbuz neautorizat pentru transportul de persoane, oamenii nu au mai ajuns la destinație. Pe un segment de drum drept, la viteza de 110 km pe oră, roata dreaptă spate a explodat, iar microbuzul a rulat pe jantă încă 200 de metri, după care a intrat pe contrasens și a lovit o furgonetă care circula regulamentar. Șoferul nevinovat, în vârstă de 54 de ani, a murit pe loc. Din microbuz, o femeie nu a mai fost salvată, iar alte două persoane se află în stare foarte gravă la spitalul din Suceava. În această dimineață, la ora 7:30 de minute, pe DN2E, pe raza județului Suceava, a avut loc un eveniment rutier grav, soldat, din păcate, cu deces la două persoane. Din verificările preliminare efectuate de polițist, s-a constatat faptul că un microbuz transport persoane care efectuau o cursă în regim privat dinspre localitatea Pașcani către Italia, la un moment dat a pătruns pe contrasens, unde a izbit violent o auto utilitară condusă de un bărbat în vârstă de 54 de ani din județul Suceava. În urma evenimentului rutier a rezultat decesul la fața locului a conducătorului auto-utilitarei, dar și decesul unei femei de în vârstă de 59 de ani din microbuzul transport persoane. Alte 7 persoane, toate din microbuzul transport persoane, inclusiv șoferul acestuia, au fost transportate la unități medicale pentru acordare de îngrijiri de specialitate. Șoferul supraviețuitor, respectiv șoferul microbuzului, a fost testat cu aparatul de tirotest, rezultatul fiind negativ. În cauză, polițiștii au întocmit un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă. Autoritățile au instituit planul roșu de intervenție, fiind trimise la fața locului 6 ambulanțe de la Suceava, o ambulanță SMURD și o auto specială de descarcerare. 5 persoane au scăpat cu răni ușoare, fiind transportate la spitalul din Fălticeni. La locul accidentului, pe o rază de 200 de metri, au fost împrăștiate hainele oamenilor și alimente pe care le duceau celor dragi din Italia. Ca o ironie a sorții, în aceeași zonă a mai avut loc un groaznic accident de circulație în luna octombrie 2017. 6 persoane au decedat atunci, printre ele un preot și 2 dintre copiii săi.